De-a lungul timpului, au apărut atât de multe povești în jurul cafelei, încât aceasta a devenit mai mult decât o simplă băutură de care te bucuri dimineața sau în momentele în care ai nevoie de energie. Cafeaua este un ritual. Un personaj căruia i s-au atribuit foarte multe lucruri, dar care, bineînțeles, nu are cum să le facă pe toate, oricât de grozav ar fi. Așa că, în cele ce urmează, discutăm pe larg despre cele mai frecvente mituri despre cafea. Dacă îți este interesant subiectul, avem nevoie de suportul tău. Cu fiecare abonare, comentariu sau like, ne ajuți să progresăm. Cafeaua deshidratează. Probabil acesta este aspectul despre care auzim cel mai des atunci când vine vorba de cafea. Totuși, uită-te puțin la ceașca pe care tocmai ți-ai pregătit-o, mai exact la conținutul de apă din ea. Într-adevăr, cofeina este un diuretic natural, acesta este și motivul pentru care mergi des la toaletă dacă o consumi, însă apa, aproximativ 150-200 de mililitri, în care o prepari, combate efectul deshidratant și contribuie la creșterea cantității de lichide pe care ar trebui să o consumi zilnic. Cafeaua te ajută să slăbești. Ar fi extraordinar să fie așa, însă, din păcate, este doar un mit. Sunt multe persoane care consumă cantități industriale de cafea fără ca asta să influențeze modul în care arată corpul lor. Dacă ar fi adevărat, nu ar mai avea nimeni probleme cu kilogramele în plus. Da, cofeina este o substanță care stimulează metabolismul și ajută la arderea grăsimilor, dar nu are un impact semnificativ asupra greutății corporale. Corelată însă cu o alimentație sănătoasă și mult sport, cafeaua poate oferi rezultate și pentru siluetă. Cafeaua cauzează insomnie. Cofeina este o substanță care stimulează sistemul nervos și are un efect puternic în organism, de unde și energia pe care o resimți după ce bei dimineața ceașca pregătită la espresso. Totuși, aceasta nu te împiedică să dormi și nici nu îți creează probleme cu somnul, pentru că este absorbită și eliminată rapid. Cafeaua te scapă de mahmureală. Fals. Într-adevăr, cafeaua îți poate pune creierul în alertă și te poate ajuta să ai mai multă energie, însă nu are nicio legătură cu eliminarea alcoolului din organism și nici nu poate combate starea neplăcută pe care o ai după o seară în care ai băut cam mult alcool. Câteva ore de somn și o cantitate semnificativă de apă te vor ajuta să te pui pe picioare. Apoi, da, poți bea și o cană de cafea pentru un gust de energie. Cafeaua decofeinizată nu conține cofeină. Ba da, chiar și cafeaua decofeinizată conține cofeină, însă într-o proporție mai mică, astfel încât să nu se simtă efectele ei. Această opțiune este excelentă în cazul în care, din vari motive, ți-a fost interzisă cofeina, dar vrei în continuare să te bucuri de ritualul cafelei de dimineață. Partea bună este și că varianta decofeinizată conține o cantitate semnificativă de antioxidanți, așa că nu vei fi privat de beneficiile cafelei. Mulțumim pentru vizionare! Iar dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru de YouTube.